Întrebarea e cine a trimis SOS-ul ăsta să fie Ludovic Olban, să fie Florin Câțu, să fie Emil Boc. Dacă te uiți așa în politică, salutare tuturor. Cătălin Striblea a venit alătură pentru rațiunea zilei. În politică știi cum e. Pare că domnul Câțu e foarte vizibil și foarte popular că e premier, dar... Înțeleg că e să voteze la partid. E o ședință foarte mare la PNL în... Da, a fost una și mai mare ieri că s-a lăsat cu declarația aia domnului Orban după ce au sărbătorit 120 de ani de partid, cred. Așa. Așa a venit și a spus că se scumpește vaccinul. Știi? Și a zis, da, ce ați vrut să faceți? Și eu cred că a vrut să facă ceva, nu? Eu am o explicație. Am văzut, a râs aseară și Cristian Tudor Popescu împreună cu un ascultător. De fapt, ascultătorul a spus, da, domnul Popescu râdea. Nu cumva a ieșit de la o chermeză? Eu am altă teorie. Ține și... teoria, da, și începe rațiunea zilei. Suntem și live pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ce gândesc eu în toată povestea asta? Știu că e doar o teorie, nu e explicație musai plauzibilă până la capăt. Dar în PNL în acest moment, sau ce vedeți în PNL în acest moment și o să vedeți în săptămânile, lunile următoare, întotdeauna trebuie să-i căutați și conotația de partid. Adică în momentul în care unul dintre cei doi lideri, Orban sau Câțu, vorbește sau spune ceva, gândiți-vă și ce efect are acest lucru în masele partidului sau între cei 5.000 de candidați care vor veni la toamnă la București, căci s-a stabilit data congresului în septembrie și oamenii vor veni să voteze. 5.000 de candidați? Da, cât sala Palatului, da, sau pe stadion, dacă o să mai fie de candidați. Mă gândeam unde o intră atâția candidați în țară. Pe stadion. Pe un stadion, cred că se poate face în aer liber. Mă rog, sunt mai multe probleme. Bine, n-am avut. Toți vaccinați, se poate intra acolo. Primul pas a fost făcut. Revin la declarația asta. Când domnul Orban a făcut declarația asta, fără a avea calitatea administrativă sau politică de o afacere, că el nu era nici ministrul sănătății, nici șeful guvernului care se ocupe în mod obișnuit de chestiunile astea, a dat alt semnal. A arătat cine este liderul în partid. El a spus, el nu vorbea musai cu noi, sigur că vorbele sale au efect și în populație, dar el a venit și a spus, atenție, estimați cetățeni din partid, eu vă spun aici cum merg jocurile, cum merg lucrurile, cum merge societatea mai departe. Păi și cât a durat? Păi, dar l-a silit pe domnul Câțu la o replică, dar partidul a înțeles că omul important, cel care dă comenzile, e acolo, adică ei au altă filozofie decât a noastră. Că domnul Câțu, cum să zic, a zis, doamne, nu o să fie... Dar stai să vedem, cum zice toată lumea. Dar nu putea să iasă să anunțe că se va ieși nici ceva. De ce mereu trebuie să fie vorba despre dați votăm, bani, știi? Adică... Nu votăm noi, votează ei. Da? Nu, așa, mă rog, să trecem peste, era doar acum, așa. Acum, ideea e următoarea, că urmează niște alegeri în PNL. Avem deocamdată un singur candidat pe care îl știm, Ludovic Orban, da? Un candidat important pentru că cel puțin acum este susținut de cei mai mulți membri de partid sau de șefii de organizații și un candidat pe care nu-l știm. Și o grupare din partid și-ar dori, o grupare care, în care e și domnul Boc, el a vorbit sigur, el a vorbit primul despre asta public și a zis domnul Câțu să fie președintele partidului. Și o grupare din partid care și-l dorește pe domnul Câțu, o grupare ardeleană. L-ați mai văzut pe Rareș Bogdan, vorbim despre asta. Poate dacă Vasile Blaga ar vorbi tot despre asta, ar vorbi. Sunt oameni care și-l doresc pe Florin Câțu. Cât de mulți? Nu știm, pentru că asta calculează și domnul Câțu acum. Adică domnul Câțu nu se îmbată cu apă rece și spune, mă susțin oamenii ăștia din Ardeal, care unii dintre ei sunt foarte populari chiar. Adică domnul Boc sau domnul Rareș Bogdan. Și cu greutate în partid. Dar nu se aruncă așa, să spune. El a fost, cred că chiar azi dimineața, a fost la o emisiune la Radio Guerilla, dacă nu mă înșel, și a fost întrebat printre și o să candidați? Păi mă mai gândesc și normal că se mai gândește, pentru că aici sunt niște lucruri mai complicate, să numeri prin tot partidul. Acum, de ce e important? De ce vă fur eu câteva minute din toată povestea asta, stimați ascultători? Președintele PNL, foarte probabil, ar putea fi și candidatul partidului la președinție. Ce vedeți dumneavoastră acum nu este un joc de putere obișnuit în această perioadă, ci este un joc de putere care
țintește un pic mai sus, nu? Foarte sus. Foarte sus chiar. Și se așează și aceste, aceste ape. Când? Vor fi alegerile în 2024. Deci nu sunt foarte departe din punct de vedere politic. Sigur că la noi lucrurile astea contează mai puțin, dar totuși candidaturile se construiesc cumva. Și de aici partidul se va uita. Dom'le, putem pune pe cineva în locul domnului Iohannis, adică să ocupe zona asta? Crezi că mai contează și părerea domnului Iohannis, că tot ai adus vorba despre președinte? Acum, ar putea avea un cuvânt de spus? Zice așa, că domnul Iohannis l-ar favoriza pe domnul Câțu. Ah, ok. Asta e doar o vorbă. Sunt zvonuri, da. Adică, dacă te uiți la emisiunile de la televizor seara, dacă vorbești cu politicieni pe culoare, dacă, mă rog, stai așa în zona asta politică, să spun, domnule, îl prefer. Dar nici aici nu poți să știi vreodată cum vor evolua lucrurile, mai ales că nu există o luare de opinie, o luare de poziție publică, una complet lămuritoare. Și pe de altă parte, știi cum e, nu e chiar musai să-l și asculte toată lumea de acolo. Nu uita că domnul Iohannis a mai zis odată în partid și terminați cu numirile politice care au făcut și care au drept. Și partidul și-a văzut de viață și de treabă. Deci, și mai e o chestiune, că pe măsură ce anii trec, știi, cu cât domnul Iohannis se apropie de finalul mandatului său, și influența sa în zonele astea scade. Din motivul ăsta întrebam dacă cuvintele lui mai au aceeași greutate acum când se apropie de final. Acum au și probabil că o să-l vedem pe domnul Iohannis în preajma congresului PNL spunând ceva sau cine știe. Să vedem cine îl ascultă. Asta e întrebarea. Da, asta e întrebarea. Cătălin Striblea, mulțumim tare mult pentru prezență. Te așteptăm și mâine alături de noi. Spor la treabă. La România în direct de la 13:15 în fiecare zi de luni până vineri alături de Cătălin Striblea.